grantul de medic din partea medicului de familie. Hulit, trădat, înșelat, mai zic? Să zic și de bine. Nu, nu, ziceți dumneavoastră. Da? Da, și am foarte multe. Seara. Vă spun cu sinceritate că efectorul urmează să vorbesc în public, îmi construiesc un concept și atunci când le expun, încerc să mă țin de el. Nu-mi reușește niciodată. Să vorbești despre o carte ar trebui să fie extrem de simplu, pentru că o citești, o filtrezi prin propria gândire și expui ideile care ți s-au părut interesante. Citind Cine ești tu, doctore, m-am trezit cu pixul în mână, subliniind paragrafe întregi și luând notițe, exact ca în timpul cursurilor la facultate, de parcă m-aș fi pregătit exact. Și mi-am dat seama că, de fapt, această carte este un manual care nu ar trebui să lipsească din biblioteca niciunui medic care își dorește să evolueze. Este un manual care nu se predă în facultatea de medicină, dar care, personal, mi-ar fi fost foarte util la începutul carierei mele. Este o carte ghid în care autorii, prin prisma experienței lor, încearcă să ne arate unde am putea ajunge dacă îmbinăm informațiile medicale cu arta comunicării, cu abilitățile de leadership și nu în ultimul rând cu posibilitatea de a comunica și de a face marketing pe internet. Indiferent de statutul la care am ajuns, indiferent de notorietatea pe care ne bucurăm în societatea în care ne desfășurăm activitatea, această carte ne ajută să devenim mai buni. Pentru că ne provoacă mereu cu o întrebare. Unde ai fi ajuns dacă? Și încercând să ne răspundem la această întrebare, descoperim ce am fi putut realiza dacă urmam niște principii. Ei bine, m-am trezit cu această carte în mână și privindu-mă ca într-o oglindă. O oglindă care îți arată cine ești acum, dar și ce ai fi putut deveni dacă. Este o reflectare aproape magică a eu-ului. Dar cu cât pătrunzi mai profund în această oglindă, ea te descompune într-o diversitate de euri. Unele îți plac foarte mult, te bucură, te încântă, pentru că zici, uite, asta am făcut și eu, la nivelul ăsta am reușit și eu să ajung, te entuziasmează. Chiar îmi punea problema la un moment dat, uite, am trecut printr-o mulțime de etape și eu am făcut lucrurile astea, de ce n-am scris eu carte? Dar sunt și imagini care te îngrijorează, te irită, chiar te enervează. Important este că, indiferent din ce unghi te privești în această oglindă, ea te provoacă la transformare. Pentru că anumite lucruri pe care le faci bine, te învață să le faci și mai bine, iar cele care ar trebui corectate, să le poți corecta. Cartea îți oferă chei cu care poți deschide foarte multe uși. Dar cea mai importantă este ușa care duce spre tine. Și te descoperi cu toată complexitatea ta, cu toate abilitățile tale, cu toate posibilitățile tale, îți arată cât ești de important pentru cei din jur și câte valențe ai să poți progresa. Și este o carte care răspunde la foarte multe întrebări, cu excepția unei. Dându-ne posibilitatea fiecăruia dintre noi să avem propriul nostru răspuns. De aceea să nu-i acuzați pe autori dacă nu ne-au pus pe tavă răspunsul la întrebarea cine ești tu, doctor? Un scriitor indian relata într-o scurtă povestioară despre o femeie care a ajuns în comă profundă și a fost așezată pe scaunul judecății de apoi. După o așteptare scurtă, dar înfiorătoare, s-a auzit o voce autoritară. Cine ești tu? Femeia a răspuns sfârșită. Sunt soția primarului. Nu te-am întrebat a cui soție ești, ci cine ești tu? Sunt mama a 4 copii, a răspuns femeia. Nu te-am întrebat a cui mamă ești și nici câți copii ai. Răspunde, cine ești tu? Nu te-am întrebat ce meserie ai, cine ești tu? Și răspunsurile au continuat.
Sunt o femeie creștină, nu ne interesează ce religie ai, cine ești tu. Am făcut donații la biserică, la oamenii săraci. Nu ne interesează ce ai făcut în timpul vieții. Răspunde cine ești tu. Răspunsurile nu au fost satisfăcătoare. Și desigur, femeia nu a trecut testul. Și a fost trimisă înapoi pe pământ. Și de atunci, viața ei s-a schimbat radical. De aceea să nu fiți dezamăgiți dacă, după ce ați citit cartea, nu veți afla răspunsul la întrebare. Probabil că aceasta este menirea noastră. Să încercăm să descoperim în fiecare zi cine suntem.